Sesiunea specială a bacalaureatului este organizată pentru elevii din clasele a 12-a sau a 13-a care participă la loturile olimpice și la competițiile sportive și artistice internaționale, care sunt programate în perioada sesiunii normale a examenului. Elevii incluși în loturile olimpice spun că, deși termină mai repede cu examenele față de colegii lor, au și un dezavantaj. Timpul pentru pregătire este mai scurt. În ceea ce privește posibilitatea susținerii unui bacalaureat diferențiat, elevilor le-ar surâ de această posibilitate. Părerea mea este o idee foarte bună, pentru că cei care fac sport de performanță, este logic că nu sunt așa bine pregătiți ca cei care se țin de școală zi de zi. Și cei care vor să facă carieră în sport trebuie să dea acest bacalaureat. Și aceștia trebuie să aibă automat și subiecte mai ușoare, nu? Pentru că alocă mai mult timp sportului. Da, niște subiecte mai ușoare ar trebui, pentru că este clar că nu au timp de învățat decât mai mult pentru sport. Cred că cei care vor da acest bac nu vor avea posibilitatea să meargă mai departe, nu neapărat cu studii superioare. Probabil că da, dar nu vor avea aceleași, nu știu, calități sau când ai diploma de bacalaureat, ai mai multe oportunități în viață decât așa. Ce părere ai de bacalaureatul diferențiat? Este o idee bună? Din punctul meu de vedere, este o idee bună, deoarece îi ajută și pe restul care nu doresc să meargă mai departe sau să-și formeze o carieră prin intermediul facultății. Sunt de acord cu această alternativă, deoarece nu toți au capacitatea intelectuală pentru a lua un bacalaureat normal. Potrivit reprezentanților Ministerului Educației, la sesiunea specială de bacalaureat din 2012 au fost înscriși 880 de candidați. Promovabilitatea a fost de 35%.